JBL vă recomandă pachetul tehnologic Zeamă Bordeleză Originală și uleiul parafinic Ovipron Top. Bună seara, doamnelor și domnilor! Vă spun Ovidiu Ghinea la o nouă ediție a emisiunii Agricultura la Raport. Iată că după sărbătorile de iarnă vin și facturile mărite, facturi greu de suportat de către toată lumea. Da? Noi în seara asta nu o să facem trimitere către persoanele fizice, o să discutăm despre agenții economici și despre felul în care încearcă să reziste, să nu pună lacătul pe ușă. Nu sunt vorbe mari, nu sunt cuvinte pe care le-am pregătit dinainte. E o realitate pe care o trăim cu toții și sunt convins că cei care desfășoară afaceri în România se gândesc de 2-3 ori dacă mai continuă sau dacă caută să facă altceva. Altceva, nu știu ce ar putea face pe partea asta de industrie alimentară în condițiile în care electricitatea a crescut foarte mult, prețul gazelor de asemenea. Sunt lucruri care afectează, care impactează întreaga activitate. Vorbim și despre niște vânzări slabe în ultima vreme pe fondul sărăciei. Asta e realitatea, de ce să nu spunem lucruri pe nume, și toată lumea e panicată, e speriată, cu toții așteptăm soluții. Ce e drept că cei din Guvernul României au ieșit pe aici pe acolo și au început să se gândească, să propună câteva variante. Acum o să vedem dacă variantele respective se vor materializa și dacă vor veni în timp util, pentru că dacă lucrul ăsta se va întâmpla după ce mulți vor intra în insolvență sau faliment, atunci va fi poate un demers care nu se va încununa de succesul mult așteptat. Dar cred că cel mai bine e să discutăm cu reprezentanții industriei agroalimentare, pentru că dumnealor cunosc cel mai bine realitatea, o trăiesc, o simt și sunt convins că și-au făcut fel și fel de calcule, de socoteli și poate vin și cu câteva soluții, soluții pe care cred că le-au trimis deja către Ministerul Agriculturii, Ministerul Economiei, către Guvernul României. Da? Haideți să nu mai lungesc eu vorba foarte mult, pentru că ar fi păcat să le răpesc din timpul pe care l-au la dispoziție. Și o să încep cu doamna Dana Tănase, director executiv Asociația Română a Cărnicilor. Rămâna, bună seara, mulțumesc pentru prezența. Bună seara și eu mulțumesc pentru invitație. Domnul Cornel Sturescu, fermier, dar și producător. Bună seara, bună seara, bine v-am găsit, bună seara prezența românilor. Cei de acasă vă știu foarte mult ca și fermier pe parte vegetală, dar trebuie să le spunem că aveți și o fermă de găini outoare, așa că sunteți și dumneavoastră vrând nevrând în aceeași situație, ca să nu spun în aceeași oală, că sună poate mai puțin academic. Îi salut de asemenea și pe domnii Puiu Ilisei. Bună seara, domnul Ilisei. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Și eu mulțumesc pentru prezență. Cred că lumea îl știe pe domnul Ilisei prin activitatea pe care o întreprinde acolo în județul Călăraș. Printre altele, crește și pui de carne, are mai multe activități. O să vorbim despre facturile astea ridicate și din perspectiva domniei sale. Și nu în ultimul rând, domnul Nicu Bumb, inginer, unul dintre producătorii de lactate din România. Cred că foarte mulți știu brandul de Ibănești. Bună seara, domnul Bumb. Bună seara, mulțumesc frumos, domnul Ovidiu, de invitație. Și eu vă mulțumesc pentru prezență. Am căutat să acoperim pe cât este posibil o arie cât mai mare vis-a-vis de industria alimentară. Și cu permisiunea celor trei domni, o să încep cu doamna Tănase. Vă spuneam că dânsa este director executiv în cadrul Asociației Române a Cărnii. Care este situația în momentul de față pentru cei pe care îi reprezentați? Ușor, ușor o să ajungem și la celelalte sectoare de activitate, iar de la ora 20:30 o să intrăm în legătură cu domnul Constantin Rudnitski, un analist economic, colegul nostru de aici de la Profit News. Domnul Ghinea, noi avem senzația că a venit la început de an un tsunami. Un tsunami peste noi și încercăm să vedem cum vom putea face față și dacă la sfârșitul acestui an nu vom stinge lumina.
Creșterile de prețuri la facturile de energie electrică și gaze pur și simplu sunt înspăimântătoare. Cu cât au crescut prețurile la energie? Deci, din informațiile pe care am, din discuțiile pe care le-am avut cu membrii ARC, în rezultă creșteri de prețuri la gaze de 600%, de la 93,5 MWh la peste 659, iar la energia electrică de 370%. Deci, pur și simplu, sunt insuportabile. Mai mult decât atâta, trebuie să ne gândim că la această creștere de prețuri, de la 1 ianuarie, au intrat și modificări, creșterea ale salariului minim pe economie. Fapt ce a declanșat creștere în cascadă, pentru că nu poți să mărești salariul unui angajat și la celălalt nu. Deci, pur și simplu, este o cascadă care și asta reprezintă ca o creștere de 8%. Dacă e să comparăm anul 2021 cu anul 2020, există o creștere a combustibilului, prețului la combustibil, cam de 33%. Numai anul acesta au crescut de la 1 ianuarie accizele și, deci, transportul a crescut, iar cheltuielile legate de ambalaje au ajuns și ele cu peste 20%. Zilele trecute îmi spunea cineva că cartoanele care le folosim pentru ambalare, deci care se formează cutiile de carton, au o creștere de 66%. Adică nu poți să-ți faci niciun business plan, pentru că într-o săptămână ai un preț, în săptămâna următoare pur și simplu zboară. Da, practic e efectul ăsta de domino. Categoric, categoric. Dacă îmi permite să adaug la ce spunea doamna de cartoane, și noi folosim cofragele la ouă, la ambalat și distribuit la hipermarketuri. Bineînțeles că a venit și mediul, care și acolo avem costuri suplimentare, care cel puțin la mine, unde nu folosesc atâta carton, sunt considerabile pentru ferma mea și dimensiunea fermei mele. Adică vorbim de 15 până la 20 ceva de mii de lei pe an. Sunt bani care, până la urmă, îi plăteam sau puteam să fac o creștere la angajați de salariu. Deci aceasta e un cost care îl facem pentru mediu. Nu știm de ce, pentru că nu sunt eu producătorul de cartoane, de cofrage de ouă, ar trebui producătorul să plătească dacă ar trebui să avem noi astfel de costuri pentru mediu. Nu știu ce face mediu pentru noi, dar costurile au crescut. Vă gândesc la unde ajung banii ăștia și ce face mediu cu ei. Pentru noi. Noi cetățeni. Domnul Bomb, în cadrul societății dumneavoastră, cum stau lucrurile? Pentru că reprezentați un producător important din industria laptelui. Da, e foarte greu. Ce pot să vă spun? Din aprilie până în septembrie 2021, prețul la lapte la poarta fermă era 1000 de 1,52. În momentul de față au ajuns la poarta fermei 1,84. O medie. Practic e prețul pe care dumneavoastră îl plătiți către producător, către cei care vă furnizează materia deci primă. Gândiți-vă că laptele ăsta ajunge în unitatea noastră de procesare undeva la 2,2 lei. Cu preț de transport, cu mașini stricate, cu plătit colector, cu șoferi, e nebunea totală. Plus salariile din iunie până în decembrie au crescut cu 14% în unitatea noastră de procesare. Toate cresc. Singura chestie e că ar trebui Ministerul Agriculturii să vină cu un ajutor, să ne ajute cumva să putem să supraviețuim în condițiile astea. Nu ne trebuie să ne îmbogățim, să plutim, să fim la nivelul de supraviețuire. Că lanțul nostru începe de la fermă până ce ajunge cu consumatorul mai multe verigi. Cea mai importantă verigă e producătorul, că el ne dă laptele, că fără el nu putem trăi. După care vine procesarea, după care vânzarea. Dacă una dintre aceste verigi va dispărea, atunci este o problemă foarte mare pentru noi, că vom dispărea toți și vom aduce produse din afară. Nu știu care este interesul, dar sper ca Ministerul Agriculturii în momentul respectiv să vină cu un ajutor, să ne ajute să putem cumva să supraviețuim în condițiile astea care sunt.
ambalajele. La noi au crescut cu 12% în 6 luni de zile. Gândiți-vă, prețul la produse care l-am cerut noi spre hipermarketuri, l-am cerut să fie undeva în jur de 20-22%, dar din păcate n-a crescut cu 14%. Bun, dumneavoastră, domnul Bumb, ați relatat o situație până să crească facturile la electricitate, la gaze naturale și așa mai departe. Făceați trimitere către 2021, da? Atunci încă lucrurile poate mai erau cum mai erau. Bine, vă rog. Scuzați-mă. Da, dar ce vă pot spune dumneavoastră acum cu creșterea asta mare și la energia electrică, care la ferme depind foarte mult, gândiți-vă, aparatele de muls, săli de muls, tancuri de răcire care sunt consumatori foarte mari, unde se va regăsi în materia primă în lapte? E o problemă foarte, foarte delicată cu care ne confruntăm noi în momentul de față. Ce vă pot spune? Că megabyte-ul era în august 356 de ron și acum a ajuns la 735 de ron. Este o problemă foarte mare. Dacă îmi permite să intervin, vorbim de energie care în zootehnie, în procesare, în orice, până la urmă, nu putem să, vorbim doar de agricultură acum, nu putem să funcționăm ca și producător. Pentru că, așa cum spunea și colegul, au nevoie de energie la mulți, dacă vorbim de vaci, la procesare. Noi la ferma de găini, fără energie electrică, nu putem efectiv să funcționez. Eu, dacă mi-aș putea pune punctul meu de vedere și întrebarea care mi-o pun eu ca producător, de ce am ajuns aici cu prețul energiei? Se tranzacționează la bursă, dar totuși România este un mare producător de energie electrică. De ce? Păi, și este. Hidrocentralele încă nu s-au dărâmat sau nu s-au vândut. Dar, da, într-adevăr, se mai întâmplă anumite lucruri care, din punctul meu de vedere, iară sunt anormale, să le spunem așa, se deversează apa din lacurile de acumulare de la porțile de fier 1, porțile de fier 2, în această perioadă, până în primăvară. Motivația ei ar fi că vine viitură din vest și trebuie să fie lacurile goale. Dacă în punctul meu de vedere este că de fapt se deversează intenționat ca să importăm pe energie electrică. E punctul meu de vedere. Dacă ministrul energiei ar avea un alt punct de vedere, aș vrea să-l aud și eu. Dar hidrocentralele noastre sunt unele cele mai mari hidrocentrale din Europa și eu cred că n-ar trebui să depindem de import. Da, se tranzacționează la bursă energia electrică, dar vedem că vin produse din import. Și vă dau exemplu acum la ouă. Ouăle înainte de sărbători, da? Erau ouă din Polonia la 9,90 lei sau 9,99 lei cofragul. Nu știm cum le produc, pentru că eu, ca și producător de ouă, ajung în jur de 12 lei până la 13 lei în și momentul de față la costurile. Transportul din Polonia numai către România. Că și ei sunt tot producători. Nu știu ce primesc ei. O subvenție mult mai mare, nu cred. Eu știu, probabil că i-ar ajuta statul, dar nu cred că la ei costurile la energie și la gaze, eu nu le văd de ce s-a ajuns aici. Pentru că dacă se va continua în felul ăsta, așa cum spunea și doamna, vom închide porțile, pentru că nu mai putem. Într-adevăr, și salariul minim a crescut. Nu suntem împotrivă la acestui... Da, vrem să creștem salariile la oameni, la angajații noștri, pentru ca să rămână, să-i motivăm să rămână și în țară. Dar nu în felul acesta, cu energie mărită de cât este, de 600 de ori, deci gaze și mai departe. Într-adevăr, și noi am primit facturile, dar și acești furnizori de energie, nu știu cum își motivează ei facturile, pentru că eu, vă dau exemplu, la ferma mea am primit o factură pentru luna decembrie cu anumită sumă, am primit o altă factură care să storna această factură, am primit altă factură cu altă sumă și probabil că o să mai primesc altceva și în felul acesta, adică noi nu mai știm de noi. Chiar
Nu există nicio instituție a statului care să reglementeze ce se întâmplă cu facturarea energiei, a gazelor și așa mai departe. Eu cred că aici e o problemă. Am văzut declarațiile ministrului al energiilor, al energiei, al președintele de partid care este la guvernare. Adică nici ei nu știu de ei ce să spună oamenilor, dar să lăsăm asta deoparte. Totuși sunt executiva acestei țări. Au majoritate în Parlament, legislativul, care ar putea să... Am putea și noi românii să avem niște legi care să reglementeze, care să-i pună la zid pe aceștia care ne păcălesc, de fapt ne fură pe noi, pe producătorii români, într-un hal fără nehal. Adică nu, cât să mai rezistăm? Închidem ca să ce? Să importăm? Vedem prețul la carne care vine din Spania sau de unde mai vine. Adică 12-13 lei. Cum produc aceștia? Păi, haideți să încercăm să obținem răspunsul ăsta după 10 secunde de publicitate și tot atunci vreau să-l introducem în discuție și pe domnul Ilisei. Suntem partenerii fermierilor care își doresc produse de calitate pe gustul consumatorilor. Un pas înainte cu ajutorul produselor Seminis, Copert și Agritecno. Bun, am revenit. Domnul Ilisei, în cadrul societății dumneavoastră... Problemele în zootehnie nu au început acum odată cu scumpirile care au venit de la întâi. Nu, dar asta cred că a fost bomboana pe colivă, că nu pot să-i spun pe tort, că n-a ratat tort. Gândiți-vă că anul 2021 pentru România a fost în producția vegetală un an excepțional, cu producții extraordinar de frumoase. Cu toate astea, de când cresc eu pui, este pentru prima dată când am prețuri la foraje cu 2 în față. N-am mai întâlnit până acum să am prețuri la foraje atât de mari. Ceea ce determină o scumpire a costului de producție. Cu toate acestea, noi nu vindem mai scump. A început acum, în ultima lună, să crească un pic prețul la produsul, la carnea de pui pe care noi vindem ca pui în viu. Cu toate acestea, noi nu ne acoperim costul de producție. Ca să vă dau un exemplu, producem carnea de pui undeva la 5 lei și 40, 5 lei 50 de bani kilogram în viu și o vindem cu 4 lei și 50 de bani. Dar de ce se întâmplă lucrurile astea? Cum spunea și domnul Stroiescu, importurile. Importurile sunt deranjante pentru noi ca și producători, pentru că vine nu doar din Polonia, vine carne de pui sub costul nostru de producție. Asta determină să ne strice afacerea, să spun așa. Adică noi nu putem să continuăm în ritmul acesta. Țara ar trebui să ne protejeze de la aceste prețuri de dumping care se întâmplă în momentul de față. N-ai cum să produci mai ieftin în Polonia decât în România, decât dacă ai niște ajutoare substanțiale. Dar să ne gândim că cerealele s-au scumpit, deși am avut o producție foarte mare în România. De ce s-au scumpit? Pentru că s-a dat foarte mult la export, s-au dat cerealele și noi importăm carne foarte mult în loc să o producem în România. Bun, dar asta e vina noastră, nu e vina celor care vând cereale că au speculat un moment bun pentru ei. Nu poate nimeni să impună. Domnul Ilisei, haideți să fim sinceri, acum nu poate nimeni să impună celui care vinde cu cât să vândă, că e o piață liberă. N-ai cum să faci lucrul ăsta. Eu zic că s-ar putea și vreau să vă dau un exemplu. Ziceți. Uitați ce se întâmplă în Polonia și asta sunt niște reguli ale guvernului, nu se poate de fermieri. Dacă vinzi grâu sau porumbul în hrana animalelor, primești niște ajutoare de la stat, de la guvernul polonez, primești niște subvenții ca ai vinde producția către zootehnie. Dacă o exporți, ai niște accize și atunci nu-ți mai vine să exporți. Ori lucrul ăsta nu se putea întâmpla și în România. Adică să favorizezi sau să direcționezi. Păi da, dacă la noi consumul de cereale e mult redus, cum poți să pui bariera asta când oamenii ăștia abia reușesc după un an greu din 2019, știți ce a fost, secetă, da? Cred că ar fi mai degrabă de discutat despre afaceri integrate care să meargă de la furcă la furculiță. Știu că sună utopic și e într-adevăr greu de realizat. Dar aici cred că ar trebui să funcționeze mecanismele statului ca să vă determine și pe dumneavoastră și pe alții încât să rezistați pe piață. Că așa
Nu știu ce poate să-i facă unui producător de cereale când primește prețul pe care îl primește să-l dea în țară la zootehnie, că ce? Domnul Ovidiu, dacă ați urmărit subvențiile care vor fi în agricultură prin nou MSC, 90% din subvenții sunt date către vegetal. Mă, ați văzut că sunt date pentru zootehnie? Nici măcar 5% nu sunt date pentru zootehnie. Orice vrea țara asta să se întâmple, ce vrea guvernul ăsta să se întâmple? Vrea în continuare să exportăm grâu și să importăm cârnați? Nu cred că asta este o politică sănătoasă. Dacă vrem să avem o politică sănătoasă, ar trebui să luăm exemplu de la polonezi. Poate ar trebui să ne facem un ministru al agriculturii polonez în țara asta ca să funcționăm cum trebuie. Oare ei sunt chiar atât de înapoiați încât... Asta nu sunt niște piedici să direcționezi producția agricolă primară către o producție viitoare, cum ar fi să produci carne, să produci în țara noastră. Păi gândiți-vă și am mai spus-o de multe ori, gândiți-vă când a început pandemia, ce s-a întâmplat în marele lanțuri de magazine? Nu era nimic pe rap. Aia este producția românească, adică nimic. Dacă noi nu ne susținem producția locală, să producem în țara asta ceea ce ne trebuie, în jurul orașelor, să avem zootehnie, să avem horticultură, să avem solarii, și se întâmplă un colaps. Domnul Ilisei, haideți că am impresia că ne depărtăm un pic față de tema noastră din seara asta. Până să se întâmple toate lucrurile astea, părerea mea e că e cale lungă. Noi ne raportăm la luna ianuarie anului 2022, în care facturile au venit mărite de 3-4 ori, iar oamenii trebuie să găsească soluții de astăzi pe astăzi, nu de azi pe mâine, că e deja foarte târziu. Nu vreau să panichez pe nimeni, dar eu cred că aici trebuie găsită o variantă, că e TVA-ul scăzut, că nu știu ce bariere ar putea să pună, să plafoneze prețurile la energie, dar deja e foarte târziu, ce să mai plafonez la... Trebuie să știm și noi așa? De ce au crescut prețurile la energie. Atât. Să ne explice și nouă cineva. Și dacă vă dau o explicație, vă încălziște cu ceva? Care ar fi ceva? Aceea? Vă ajută că, cu ceva da, sau există, căutați o soluție? Nu există. Păi soluția să revenim la prețurile care au fost, că nu văd. Nu mai producem energie. E adevărat, energie nu s-a scumpit cu nimic cu acel până la urmă cărbune. Producția de energie. Nu că cred nimeni nu cred că plătește mai mult să producă energie mai mult. Nu cred că vântul... Cu atât mai mult cu cât avem și energie verde mai nou, nu? Exact. Nu cred că vântul costă mai mult acum care trece pe la eoliene sau apa care curge pe Dunăre sau pe râurile interioare ar costa a devenit mai scumpă pentru a produce energie electrică. Nu se vrea să producem energie cu ce avem. Spune că noi exportăm și energie, eu așa știu. România exportă energie, ce discutăm aici. Nu exportă energie. Haideți să întrebăm câtă energie se importă la momentul de față în România. Păi ca să întrebăm trebuie să avem pe cine, adică pe cineva din ministerul... Să ne dea un răspuns, vedeți că... Din punctul nostru de vedere, ceea ce spunea domnul Ilisei, eu din discuțiile pe care le-am avut, pentru că în cadrul asociației avem și agenții economici care au sistem integrat, de aceea au și ferme de creștere animalelor, de porci, de păsări. Într-adevăr, prețul furajelor s-a dublat acum, deci pur și simplu s-a dublat. Dar vis-a-vis de creșterea prețului la facturi, acum a fost, cum ați zis, bomboana pe colibă, pentru că creșterea a început oarecum din semestrul 2 al anului trecut, când ușor, treptat și noi deja am început să atragem atenția, am început să o luăm în sus cu prețurile. Reducerea TVA-ului și măsura propusă de TVA 5% începând din februarie, dacă nu mă înșel, până în luna iulie, asociată cu acel bonus pentru cogenerare și pentru certificatul verde, este, din punctul nostru de vedere, ca un fir de nisip într-un deșert pentru noi. Bun, haideți să luăm câteva minute de publicitate, ne întoarcem după o scurtă pauză comercială și o să dau curs și mesajelor venite pe pagina de Facebook a emisiunii. Chiar îi invit pe telespectatorii noștri să ne trimită pe mai departe mesaje. Ele vor fi citite aici în câteva minute. Pauză și ne întoarcem.